Salut să hidem și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de top 5. Astăzi vă face top 5 cele mai bune echipe din FIFA 17 pentru a începe un nou career mod, manager career, desigur. Deci am decis să fac acest top pe care în mod normal nu l-aș fi făcut. M-am jucat destul de mult timp FIFA 17 career mod și mi-am făcut o idee ce echipe ar fi bune în career mod, cu ce echipe ar fi interesant să începi un career datorită jucătorilor. Deci acest top nu este neapărat bine, în majoritatea cazurilor este, dar ceva echipe din acest top sau, bine, hai să spun, o echipă din acest top a fost aleasă datorită jucătorilor din acea echipă. Oricum, haideți să nu mai lungim treaba și să începem topul. Aston Villa este o echipă care în trecut a fost destul de bună. A câștigat și un Champions League, ceva, mă rog, o cupă europeană, nu sunt sigur ce, dar oricum cu mult timp în trecut. În ultimii ani, în schimb, Aston Villa s-a cam chinuit prin Premier League, era printre ultimele locuri și acum, din păcate, în cel mai rău an pentru a cădea în Championship, când în sfârșit a venit foarte mulți bani din Premier League, din drepturile de televiziune, Aston Villa a căzut în Liga a doua engleză, aka Championship. Totuși, ai un buget destul de bun de 22 de milioane de euro, un buget foarte bun pentru FIFA și un buget extrem de bun pentru Championship. Ai și aici câțiva jucători buni, precum Ayu, care are 77-78 overall, are potențial de 81 și are vreo 24 de ani. Alți jucători precum Ross McCormack, care este un jucător destul de bun, adică l-am avut și la Fulham în FIFA 16 și era un jucător destul de bun, dar a cam îmbătrânit. Și al jucători tineri cu potențial destul de mare. Și totuși ar fi frumos cu Aston Villa să joci, să-i aduci din Liga a doua din nou la succes și din nou poate în cupele europene să aibă și un titlu european din nou, să ajungi cu Aston Villa la gloria pe care o avea odată acest club. Athletic Bilbao sau Athletic Club, cum mi se mai spune, este un club din La Liga și cred că toată lumea a auzit de acest club, dar nu știu dacă toți știți că acest club are numai jucători basci. Este un lucru destul de cunoscut, dar nu știu dacă toți românii știu asta. Bascii sunt o populație din nord-nord-estul Spaniei, din jurul orașului Bilbao și cred că ar fi destul de șmecher să câștigi un titlu La Liga cu o echipă care are doar jucători dintr-o regiune. Mi se pare că toți sunt spanioli în afară de la Port e francez și să ai parte de la Port într-o echipă și asta este destul de șmecher. Și încă un lucru destul de bun este că Athletic Bilbao are la Youth Development obiectiv critical. Trebuie să faci neapărat obiectivul de Youth Development care depinde în punerea jucătorilor tineri în teren, alora din Youth Academy, ceea ce este destul de șmecher și va fi cât de cât greu să faci o carieră cu Athletic Bilbao. Să câștigi un titlu, probabil să aduci și ceva glorie europeană în Bilbao. Pentru că nu prea s-a întâmplat asta, chiar dacă a fost foarte aproape să întâmple asta prin 2011-2012, când era să câștige Europa League în București. Da, a fost în București Bilbao versus Atletico Madrid. Anderlecht nu este cel mai bun club, nu are cel mai bun buget și nu face parte din cea mai bună ligă. De fapt, este de cât de cât ușor să câștigi titlul în Belgia, dar este destul de challenging să joci cu Anderlecht în cupele europene și mai am un singur motiv pentru a juca, sau mă rog, două motive pentru a alege Anderlecht în acest top. Îi avem pe Nicușor Stanciu și Alexandru Chipciu în echipă, ceea ce este destul de șmecher, mai ales că în Stanciu este un jucător foarte bun, are un potențial destul de bun, mi se pare că 81 sau 80 oricum poți să întreci potențialul unui jucător. Stanciu chiar joacă foarte bine, mi se pare că găsește spațiile de cel mai multe ori. Chipciu nu e cel mai bun, dar e ok și el. Dar avem un jucător pe nume Yuri Tielemans, care Tielemans sau cum se mai spune, nu știu cum se pronunță, este un jucător excelent, are 77 overall și are potențial 89. Are 77 overall doar la vârsta de 19 ani și nu are cel mai bun pace, dar este destul de bun la fizic, la dribbling, este un all-rounder, este destul de bun cm sau cm, cel mai bun este cm, deci Yuri Tielemans ăsta
Este un jucător incredibil și este un jucător foarte bun pentru career mode. De obicei lumea îl cumpără pe Tielemans, dar uite că aici îl ai deja la echipă. Și chiar dacă nu va fi foarte greu să joci în Belgian Pro League sau cum se numește liga lor, va fi destul de greu să câștigi cupe europene cu Anderlecht, pentru că nu are un cine știe ce buget, are 7 milioane și nu are cei mai buni jucători, adică Kipchiu e titular, frate. Dar se poate să faci ceva performanțe și cu acest club, mai ales că ai jucători foarte buni precum Tielemans. Bayern München. Și nu am ales Bayern pe locul întâi pentru că este prea ușor să câștigi chestii cu Bayern München. Au un buget de 90 de milioane de euro, ceea ce este incredibil. Au jucători precum Robert Lewandowski, Frank Ribery sau Thomas Müller. Au și jucători precum celebrul acum Renato Sanchez, care acum un an, nimeni n-a auzit de Renato Sanchez acum, bucat acum un an, dar de la Euro 2016 toată lumea a nebunit cu Renato. Și este un jucător foarte bun. Deci dacă te uiți la staturile lui, sunt foarte echilibrate, toate sunt pe verde și are omul de-abia vreo 7-7-7-8 overall, adică este un jucător incredibil, are potențial 90, mai ai jucător cu potențiale destul de mari, mai este un chimic, ceva de genul ăsta, mai este și David Alaba, care deja are 87 overall, dar mai poate să crească până pe la vreo 90-91. Și David Alaba este un jucător incredibil, este destul de puternic și este destul de rapid, are și un defending foarte bun. Și jucător, deci am văzut că e un jucător împrumutat, deci dat afară cât de cât. Îl cheamă Gaudino și are 17, nu, are 19 sau ceva de genul ăsta, 19 ani. Are 69 overall și are 84 potențial. Sau 82. Jucători de genul ăsta nu-i vedeai împrumutați nici la alte cluburi de acest gen. Adică, bine, la Bayern și la cluburi ăsta, dar la cluburi puțin mai slăbuți de jucători ăștia îi vedeai pe banca de rezerve constant. Atât de bun este Bayern München. Și au destul de mulți jucători tineri, unii nu foarte buni, dar alții destul de buni. Și nu va fi foarte greu să câștigi cu Bayern München. Și am uitat să spun de ăsta, cum îl cheamă? Așa, Kingsley Coman. Bă, cum îl cheamă, vai de capul. Cum era aia cu cum îi cheamă, mă, vlogger. Ok, și Bayern München are locul 2 în acest top. Borussia Dortmund. Și cred că era evident să pun Borussia pe primul loc în acest top. Nu ai la Youth Development critical cum aș fi așteptat, dar totuși este echipă foarte bună. Nu ai bugetul Bayern München, ai 50 de milioane și eu zic că este mai bine pentru că ai vrea la career mode să nu ai totul de la început cum ai la Bayern și ai foarte mulți jucători tineri, mai mulți decât la Bayern și ai destul de mulți jucători foarte buni, cum ar fi care sunt deja foarte buni, adică nu mai sunt tineri, dar oricum au foarte mulți ani în față, cum ar fi Aubameyang, care mi se pare că are 27 de ani și are 86 overall, are viteza aia canceroasă și, mă rog, toată lumea știe ce poate să facă Aubameyang. Mai și Royce, care și el mi se pare că are vreo 27 de ani. Mai Götze, care are vreo 24. Oricum, ai foarte mulți jucători care sunt foarte buni deja și mai mulți care sunt tineri și așteaptă să crească, cum ar fi, da, aici pe Kagawa, ca jucător bun, cum ar fi Pulisic, Ousmane Dembele, care, nu știu, mi se pare că e gen varianta lui Renato Sanchez de la Borussia. Adică când am auzit de Renato, după aia am auzit și de Dembele. E, nu știu, amândoi jucători sunt foarte buni și de fapt nu-i poți compara pentru că ocupă alte poziții. Le urez succes amândoi în cariera lor de fotbaliști. Mai este și Weigl sau nu știu cum se spune, dar are vreo 79 overall sau 80 și cred că ar avea potențial vreo 87, 86, ceva de genul ăsta. Ai mulți jucători buni, desigur. Nu este echipa perfectă, adică ai ceva jucători să vinzi, e un Ramos de căcat și mai sunt jucători proști, dar ai de unde să evoluezi, ai ce să faci și ai o bază foarte bună. Și asta îmi place la Borussia Dortmund, pentru că nu-ți dă totul de la început, dar îți dă ceva bun oricum de la început, ceea ce este ok. Dacă vrei un career mode în care nu o să stai foarte mult, adică o să stai maxim vreo 4 ani și eu zic că 4 ani nu e așa mult, adică dacă vrei să faci un Road to Glory, de exemplu, stai mai mult de 4 ani, deci na,
E, dacă vrei să faci un carieră mod de perioade medii, în care vrei să câștigi orice poți, ia Borussia Dortmund pentru că ai orice vrei tu la această echipă. Și aici am terminat episodul nostru de astăzi. Dacă ți-a plăcut și m-am bălbăit, nu uita să apeși butonul de like. Dacă nu ți-a plăcut, știi unde este butonul de dislike. Și dacă vrei să faci parte din armata ascunsă, nu uita să apeși butonul de subscribe. Eu sunt Hidden și îți urez o zi sau o seară bună. Ciao!